Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune electorală. Conform noi legi electorale, campania electorală trebuie făcută până astăzi. Astăzi este ultima zi, așa că este bătaie mare. Candidații pentru funcție de primari, consilieri locali sau consilieri județeni se întrec astăzi să vă lase un ultim gând, să vă facă să îi votați. Dumneavoastră trebuie să fiți atenți, trebuie să trageți concluziile, trebuie să trageți linie astăzi și să vă gândiți ce ne-au spus ei, ce ne-au promis, unii ce au făcut. Să trageți o concluzie și în ziua votului să puneți ștampila acolo unde trebuie. Astăzi vom vorbi despre orașul Petrila. Am alături de mine doi candidați, doi tineri. Doi oameni care s-au săturat de cum arată orașul Petrila, s-au săturat de cum trăiesc oamenii în orașul Petrila și tocmai de aceea s-au decis să intre în politică. Spun s-au decis să intre în politică pentru că niciodată nu au mai făcut parte din vreun partid politic. Știm cu toții că politicul conduce, din păcate, țara noastră, așa că au decis și ei să intre în politică pentru a schimba ceva în orașul Petrila. Nu vă gândiți că invitații mei de astăzi au intrat în vreun partid mare. Nu, au intrat în un partid nou înființat, un partid de tineri. Un partid fără oameni sau politicieni cu ștate vechi în politică, un partid nou înființat care promite multe, sincer să vă spun. Tocmai de aceea le mulțumesc că au venit astăzi alături de mine și le spun bun venit lui Cătălin Andriescu, candidat pentru funcția de consilier local pentru orașul Petrila. Bine ai venit! Da, bine v-am găsit, bună ziua! Mă numesc Cătălin Andriescu, am 39 de ani, sunt căsătorit, am absolvit liceul industrial Petroșani, apoi facultatea de drept Vasile Goldiș. Apoi am lucrat un an de zile, în anii 1996 și 1997 la Mina Dâlja. După care am hotărât, eram prea tânăr și am crezut că pot face și altceva și cred că am reușit. Am hotărât să plec afară, străinătate. În ultimii 13 ani am fost plecat afară, am muncit în construcții, în salubrizare, în industria petrolieră, în industria chimică și ultimii 3 ani în transport. Vorbesc limba italiană, engleză, la nivel de conversație. Nu am mai făcut parte de niciun partid politic, cum a spus dumneavoastră, și aș vrea să schimbăm ceva, dacă se poate, în orașul Petrila. Sunt candidatul la Consiliul Local al orașului Petrila din partea Partidului Mișcarea Populară. Alături de dumneavoastră este și candidatul din partea Partidului Național, Partidul Mișcarea Populară, îmi cer scuze, este un partid nou și de asta mă bâlbâi, Adrian Andronache, candidat pentru funcția de primar. Bună ziua și salut și telespectatorii dumneavoastră. Da, sunt nou. Sunt nou în politică, mă numesc Andronache Mihai Adrian, sunt căsătorit, am 35 de ani, sunt căsătorit din 2006, am 3 copii și mă aștept încă unul, 3 fetițe, mă aștept încă un copil. Am terminat liceul la Petrila, la Lonia, sunt absolvent al facultății din Petroșani, profil electromecanic, sunt deocamdată înscris la a doua facultate, mai am două examene la construcții miniere. De profesie, cum spuneam, sunt inginer electromecanic, dar nu am profesat, am lucrat doar la particular, la firme private, la Socrimul mai exact. N-am avut ocazia să lucrez și în alte domenii, doar am început la RAVJ în 2002, când eram la facultate, ca să am ceva bani de facultate. Am citit apometre la RAVJ și în prezent sunt administrator la această societate privată. Mă ocup de administrarea acestei societăți și vrem să ne implicăm și în administrarea orașului. Cred că putem face mai mult decât ce s-a făcut până acum. Venim cu idei noi, cu gândire nouă, cum spunea colegul meu, Cătălin. Am văzut ce se întâmplă și prin alte țări și avem unele idei care se pot implementa și la noi în oraș. Sunteți tineri, aveți o altă viziune.
Pe mine mă surprinde foarte mult ceea ce mi-a spus domnul Cătălin. S-a întors din străinătate după 13 ani, într-o Românie, într-o Valea a Jiului, când toți tinerii fug în Anglia, Italia, Germania, Spania. Dumneavoastră ați decis să vă întoarceți. De ce? Da, îmi spunea o colegă de-a dumneavoastră de Breazlă, ziaristă, că e o sinucidere ce am făcut. Nu. După 13 ani munciți acolo, e foarte greu, am lucrat în condiții foarte grele, o să spun mai greu ca în mina, am decis, ca prin experiența pe care am acumulat afară, să mă întorc în orașul meu natal, unde am familia, am prietenii, și alături de ei să putem să încercăm să schimbăm, cel puțin la nivel de... La ora actuală, în Petrila, vedem că principala problemă este lipsa locurilor de muncă. Avem străzi asfaltate, blocuri învelopate, dar nu avem ce este mai important, da, investitorii și locurile de muncă. Asta, străzi asfaltate sunt, dar nu știm ce este sub ele, canalizări, bine, astea sunt alte probleme. Avem peste 5.000 de petrileni plecați afară. Majoritatea, cred așa, un procentaj de 70-80% vor să se întoarcă înapoi. Acești petrileni au și ceva capital, bani, ar vrea să investească, sunt calificați în tot felul de meserie, lucrează în agricultură, în construcții, în transport. Cunosc prieteni care vor să vină să investească, dar se lovesc de acest bloc, acest cercul de interese, care de 26 de ani conduc orașul Petrila. Aș vrea să vă întreb, cum ați lăsat dumneavoastră orașul Petrila când ați plecat în Italia, spuneați, și cum l-ați găsit după 13 ani când v-ați întors? Am plecat, mai rău sau mai bine? Acum, mai rău. Pentru că când am plecat eu afară, mina Petrila era în funcțiune. Erau locuri de muncă. Era prosperitate în Petrila, cât de cât. Acum, ce văd? Aproape tot generația mea e afară. Oameni fără locuri de muncă, tineret, care nu au ce face în Petrila. Iar, sunt curios și eu, în familiile actualului primar, viceprimar, actuale administrații, șomajul cam la ce cotă se ridică? Eu sunt sigur că e zero. Intrăm în primărie, vedem toate neamurile. Toată administrația locală este cangrenată de incompetență și bineînțeles, nepotism. Așa este. Sunt multe de făcut. Vedem că orașul Petrila practic este îngenunchiat de sărăcie și lipsa locurilor de muncă. Aici este nevoie de o altă mentalitate, de tineret. De o altă viziune. O altă viziune. Domnule Andronache, dumneavoastră sunteți întreprinzător în Petrila. Dumneavoastră ați reușit să investiți în Petrila. De ce nu vin investitori în Petrila? Nu li se oferă ceea ce cer? Nu știu care este problema. Sigur este și problema administrației. Probabil, cum se aude, șpăgile sau ce cere unul și altul. Este, cred că, și o problemă de calificare a personalului. Eu, ca și investitor, m-aș gândi de ce să vin la Petrila și să nu vin la Simeria, că e mult mai aproape de autostradă. Probabil trebuie lucrat și trebuie investit și în calificarea personalului. Sunt foarte mulți, au fost obișnuiți de conducerile vechi. Oamenii au fost obișnuiți cu ajutor social. Și am căutat și noi, ne confruntăm cu această problemă, cauți oameni să vină la lucru și îți răspund că decât să vină la lucru pe salariu minim, mai bine stă în ajutor social. Așa i-a învățat primăria, așa i-a învățat statul, nu știu care este problema, dar trebuie făcut și programul nostru cuprinde și această problemă, atragerea investitorilor. Cum spunea Cătălin, sunt foarte mulți plecați dincolo și un punct important este ca să-i aducem înapoi. Ei pot crea locuri de muncă. Investitorii mari nu știu. Bine ar fi să vină investitori mari, dar trebuie început cu ce avem, cu ce este mai ușor. Nu cred că trebuie să ne culcăm pe urechi aceasta, facem două hale și o să vină investitorii. Bine ar fi, dar este o problemă. Vreau să intervin un pic. Gândiți-vă doar la acest aspect. Deci sunt peste 5.000 plecați afară. Dacă reușim să atragem, într-un termen scurt, 100 dintre ei,
care vin aici cu bani, cu calificați, cu idei și creează microfirme, firme de familie, unde se creează 2-3 locuri de muncă. Numai de acolo gândiți-vă că sunt minim 200 de locuri de muncă. Așa este. Dar acești oameni plecați afară nu îi aduce așa, bun, haideți la noi. Aici trebuie primăria să se deschidă față de ei. Trebuie colaborat cu ei. O transparență totală. Sunt prost informați. Vă spun sincer, vin de acolo și ei nu știu exact. Nici noi aici, în Valea Jiului, nu suntem informați. Nu vă imaginați. Asta este printre cele mai mari defecte ale actualului primar. Nu informează cetățenii. Ce se întâmplă în Petrilaj? Nu este o transparență. Noi am zis așa, că odată ajunși în Consiliul Local, în primărie, din prima zi, vom începe să muncim și să punem pe site, nu numai pe site, că asta este, vedeți, lumea, nu toată lumea are calculatoare, să intre să se informeze de pe un calculator. Să punem orice factură, orice plată făcută de primărie, orice achiziție, orice licitație făcută publică. Dacă s-a plătit, nu știu, într-o zi o factură, două, publicată, nu neapărat pe site. Uitați, eu eram în Italia și mergeam la niște consultații medicale în localitatea unde stăteam. Și ajungând la medic, erau câteva persoane în fața mea și așteptam în salarea, așteptare acolo. Și erau niște panouri unde scriau, erau afișate, gen ce a făcut primăria ultima lună, ce plăți s-au făcut. Deci lumea se informa și de acolo. Panouri pe stradă, cum sunt acum, panouri publicitare. Pus, exact cum se face. Mergem acum pe stradă, lipim afișe, se poate lipi. Și arăta exact cetățeanului cum se cheltuie și unde se duc banii publici. Pentru că este o mare problemă. Vedem că se duc banii în firme gen din urban, se duc banii în alte... Noi nu știm pe ce se duc banii ăștia. Firme fantomă, panseluțe, nu știu, stau pe o stradă, strada Minei, unde, vă rog să mă credeți, crește iarbă din trotuară. Tragic ce se întâmplă după 20 de ani cu același primar în funcție. Domnule Andronache, eu cred că aceste fonduri europene, atragerea de fondurile europene, sunt o mană cerească pentru toți. Dumneavoastră ați reușit să atrageți astfel de fonduri europene. Ce vreți, cum vreți să-i ajutați pe petrileni să atragă și ei? Da, am încercat de mai multe ori și până la urmă am reușit. Am făcut două societăți cu aceste fonduri europene. Este destul de greu. Documentația este destul de stufoasă. La o societate cu 4 angajați sunt foarte multe acte de făcut și lumea nu știe. Este greu dacă nu ai contabil, spunea și Siegfried Mureșan, când a fost aici prezent. La o firmă mică este greu. La o firmă mare sunt contabili, sunt juriști și știu ce trebuie să facă. La o firmă mică este foarte, foarte greu. Ai nevoie de multe, multe acte, trebuie să umbli în multe părți și lumea nu este informată, nu este ajutată. Trebuie mers la DEVA, la registru, în multe părți. Noi vrem să facem în cadrul primăriei un birou în care lumea să poată să vină să întrebe și nu doar să întrebe, să-i și ajutăm. În ce măsură putem să-i și ajutăm în înființarea acestor firme, în dosare. Sunt foarte multe dosare care trebuie făcute. Oferte de tot felul de achiziții. Problema a fost că lumea nu știe. Suntem și într-un oraș care trăim mai mult din gospodării. Oamenii sunt mumărlanii, trăiesc din gospodării, din ce au pe acasă. Nu pot accesa fonduri europene pe această temă, pe microferme, pe agricultură. Dar se pot asocia. Asta este, nu, ei nu știu sau probabil nu sunt informați cum trebuie. Ar trebui să-și facă asociații, să se asocieze 2, 3, 4, pentru că nu se dau fonduri pentru 2, 3 animale sau grădini mai mici. Asta vrem să facem, să-i ajutăm, să-i consiliem în crearea de asociații și atragerea de fonduri europene mult mai mari. Aș vrea să completez ceva, să nu credeți că acest birou va fi un birou călduț pentru aceiași oameni sau pentru neamul. Aici, în biroul ăsta, vor veni specialiști care au lucrat în domeniu pentru atragerea de fonduri europene
și care pot ajuta populația. Păi aici, pe flyerul dumneavoastră cu ce vă doriți să faceți pentru Petrila, sporirea nivelului de siguranță a cetățeanului. Nu vă simțiți siguri în orașul Petrila când mergeți pe stradă? Eu una sunt petrilean, că vă spun sincer, și nu mă simt sigur. Da, eu am fetițele care le duc la școală și mi-este frică să le las să treacă strada. Cel puțin în zona profi, în zona școlii. Nu le-aș lăsa singure, nu știu până la ce vârstă, dar nu. Este o problemă și trebuie lucrat. Eu stau într-o zonă, strada Mini, unde, știm foarte bine, la intrare există un club. Exact. Aproape vinere, vinerea de vinere, sau sâmbăta, spre dimineață, ba aud sirene de poliție, ba de salvare, ba bătăi, ba am mașină acolo. Mi-e frică să nu... N-am garanț, nu dețin. Probleme a fost de când s-a deschis. Da. Este una dintre probleme în ceea ce privește siguranța. Mai avem alte probleme. Siguranță de circulație. În Petrila nu există parcări. Eu la ora actuală îmi parchez mașina pe trotuar în fața blocului, că nu am unde. Aș plăti pentru o parcare. Nu există, nu. Uitați-vă în Petrila, că Petrila în Petrila sunt două sensuri de mers. O bandă este ocupată cu parcări, parchează mașini. Și iară este o problemă. Iară este o problemă, nefiind parcări, se aglomerează centrul, se aglomerează mult și de multe ori am observat și eu, am evitat de foarte multe ori, să nu lovesc pietoni. Acoperind vizibilitatea din prima bandă, nu... Și eu cred că în Petrila sunt foarte, foarte multe treceri de pietoni. Da, este adevărat, sunt multe. Și nici pietonii nu sunt disciplinați din punctul ăsta de vedere. Dacă văd o trecere, au dreptul să treacă, dar nu mai se gândesc că poate șoferul nu... Acum adică poți să mori liniștit și pe trecerea de pietoni. Eu sunt șofer de foarte mulți ani. O să supăr câțiva șoferi mai teribiliști, dar cred că e o soluție. În Petrila, mai ales unde e aglomerație, sus de unde e centru, s-ar impune niște semafoare pentru pietoni. Odată, sau niște limitatoare de viteză. Sau limitatoare de viteze. Sau, nu știu, trebuie făcut. Iar mai sunt printre cartiere, străzile sunt prea aproape de bloc, de ieșirea din bloc, de trotuare. Acolo se circulă cu viteză, vin copii, e pericol de accidente. Bun. Tineretul. Vorbim de siguranță. Tineretul, vedem că au alte îndelenicii în afară de a munci, pentru că actuala și fosta administrație, timp de 26 de ani, nu a creat nimic pentru tine, o alternativă la tineret. De ce nu s-a creat nimic? Eu mă întreb tot timpul, de ce nu au făcut păducele, ca să-i spunem? Păi uitați-vă, doamnă, că și ei acum în campanie pun bănci, spuneți, necesare, părinții, bunicii, trebuie să se odinească. Dar noi suntem odiniți. Vrem să muncim. De ce? Nu neapărat eu, tineretul. Vrem să muncim, nu ne trebuie bănci. Suntem odiniți, vrem să muncim. Să vină cu... De ce n-au venit în ăștia 26 de ani cu soluții? Mă uitam acum în campanie, am ieșit de multe ori, când vremea ne-a a fost prielnică cu noi, am ieșit pe stradă. Eram noi... cei tineri. Nu v-am spus că Mișcarea Populară Petrila aproape 100% n-a mai făcut parte de niciun partid politic. Foarte important. La nivel de țară, la nivel 85% din membrii partidului nu au mai făcut politică. Iar 75% sunt au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Suntem novici aproape în politică, mai multe. Asta vreau să le transmit lor, celor două partide mari, PSD și PNL. Mă uit când iese ei pe stradă, sunt toate instituțiile primăriei în spatele lor. Toate funcțiile date pentru că au apartamente la partidul lor. Noi suntem liberi, nu avem pe nimeni în spate, în sensul că nu avem funcțiile astea date și nici nu vrem să avem așa ceva. Cred că funcțiile, începând din învățământ, servicii, genedil, mine sau pe unde mai au influențe, trebuie să fie date
prin concurs. Avem tineri care termină facultăți, avem oameni care vin de afară, oameni cu experiență, cu proiecte noi, să preia aceste funcții. Nu trebuie date politic și de-aia spun că au fost tot ei. Tot ei acolo și din cauza asta, în timp de 26 de ani, Petrila a mers în urmă. Petrila merită o schimbare, zic eu. Spuneați că ați ieșit în teren și v-ați întâlnit cu petrilenii. Cum îi găsiți? Cum vă văd ei pe dumneavoastră? Un partid tânăr? Un partid de tineri? Unii ne apreciază, ne-a mai luat și critici, nu din cauza noastră neapărat, ci din cauza vechilor oameni care au făcut politică. Cum spunea și Cătălin, noi suntem tineri, nu avem nicio vină, deși lumea ne condamnă tot pe noi. Ar trebui să se uite poate ce au făcut cei care au condus până acum orașul. Eu mă gândeam acum, în timpul emisiunii, în ăștia 26 de ani, nu știu, consilierii, ce au făcut, dacă a rămas ceva făcut de vreun consilier. Dacă vă amintiți, un consilier care să fi rămas cu vreun proiect, să fi zis, bă, parcul ăsta a fost ideea lui Cutare. Aceiași oameni s-au perindat de la un partid la altul și nu au făcut nimica. Și lumea totuși ne condamnă pe noi că suntem hoți, spunea și Cătălin, ne-au făcut unii hoți, unii ne-au făcut în toate felurile. Unii sunt deschiși, unii vor o schimbare, vor ca tineretul copiilor să se întoarcă și cred în această schimbare că o putem realiza noi. Dar, cum spuneam, este vina celor care au condus, pentru că n-au lăsat nimic în urmă în orașul Petrila. Eu nu mi-amintesc niciun consilier care să fi făcut ceva. Poate greșesc, dar nu au făcut proiecte mari. Nu știu că e vina a partidului, a primarului. N-au fost lăsat de primar, n-au fost lăsat de partid. Dar este timpul să schimbăm ceva. Vorbeam zilele trecute cu un candidat de la Petroșani despre independenți și despre politicieni. Cum e mai bine să fii politician, independent? De voastră sunteți la început în această lume politică. Ce v-a determinat să intrați? Am un citat care îl spunea Platon, că eu nu mai vreau să fiu conduși de aceiași oameni, decât să fiu conduși de oameni neînțeles, mai bine să mă implic. Asta spunea Platon, că este vina ta dacă te conduc cu oamenii mai neînțeles ca tine, pentru că nu te implici. Ne-am săturat, avem experiență, considerăm că cel puțin cât fac ei, putem face și noi. Noi putem face mai mult, cum spunea Cătălin, suntem liberi, nu avem grupuri de interese și este unul dintre motivele pentru care ne-am băgat în politică. Eu vreau să trăiesc în Petrila, nu vreau să mă mut, să plec. Am familie aici, am copii, care e greu să mă mut cu copiii la această vârstă, în alt oraș, să mă duc să-mi caut de muncă. Nu mi-aș găsi de lucru. Dar vreau să trăiesc aici, să părinții când sunt la bătrânețe să stau lângă ei, poate. Nu vreau să plec departe și să destram familia. O să mă duc, cum a fost și Cătălin, șofer. Dar la 4 copii este greu să-i las acasă și o să plec șofer. Vrem să lucrăm în Petrila, vrem să încercăm să facem ceva. Dacă lumea are încredere, noi suntem la dispoziția lor. Dumneavoastră ați trăit atâția ani în străinătate. Vreți să trăiți în continuare da, în Petrila? Da, și vreau să trăiesc cum am trăit dincolo. Să muncesc cum am muncit dincolo, să am o viață normală. Să muncesc pe un salariu decent, și să pot să am și o familie, n-am copii, sper pe viitor, să trăiesc alături aici. Că de am plecat, tot timpul cât am fost plecat afară, aveam gândul ăsta să mă întorc. Și prin experiența pe care am acumulat-o afară, eu vreau să o transfer aici în folosul petrilenilor. Ce îmi puteți spune, domnule Andronache, despre echipa dumneavoastră de la Petrila? Este o echipă tânără, cum spuneam, nu am făcut politică, dar avem și ingineri, avem foști mineri, avem juriști, avem sportivi, foști sportivi, care se pot ocupa. Sportul este un domeniu în care avem de lucrat în Petrila. Am avut mulți sportivi care deocamdată nu mai activează, probabil, nu a fost sprijinit deloc sportul. Cum spuneam, avem mulți sportivi care ar putea ajuta. Avem asistenți medicali, avem în toate domeniile oameni tineri și oameni care
sunt competenți în majoritatea posturilor care avem nevoie să conducem acest oraș. Spuneam de sport, este o problemă cu sportul, cred că în județ, nu numai în orașul Petrila, și administrația nu prea a făcut nimic pentru acest lucru. Am avut stadion în Petrila, s-a stricat pentru a face un parc care nu știu dacă este așa de mult populat. Un punct referitor la această temă, un punct al nostru de pe program este consultarea cu cetățenii în aceste proiecte. Poate că era mai bine să fie consultați cetățenii dacă este nevoie de un parc acolo sau poate era nevoie de altceva, chiar dacă stadionul nu mai... Un parc controversat de altfel. Da, mă refer aici doar la acele aparate. Sunt ceva dosare, asta legea o va scoate la capăt. Dar cetățenii ar trebui consultați. Poate cetățenii aveau nevoie de altceva, nu neapărat de parc. Chiar dacă nu era nevoie de un stadion, pentru că nu se mai juca fotbal, dar poate era nevoie de altceva. Și cetățenii, din punctul nostru de vedere, vor fi consultați în legătură cu proiectele mari pe care le vom desfășura pe raza orașului Petrila. Iar este o problemă în sport aici. Sportul în Petrila ar trebui să fie condus de sportiv sau fost sportivi. Am aflat de când am venit în țară că la conducerea Inter Petrila se află persoane care n-au făcut sport, nici n-au habar. Deci ce înseamnă? Am fost și eu acum vreo 3 săptămâni la un meci de fotbal la Lonia și am văzut acolo săracii copii după meci cum ieșeau cu un sandwich în mână. Am văzut că au intrat în incinta stadionului persoane cu automobile care nu erau autorizate, care au disturbat partida. Cred că trebuie să se schimbe multe și în sport. Cultură mai ales. Am participat acum 2 săptămâni la un spectacol unde partener era Primăria Petrila. Vă dau cuvântul meu de onoare că după 2 ore am ieșit de acolo înghețat de frig. Erau foarte mulți copii, părinți cu copii veniți acolo, au părăsit sala după o jumătate de oră pentru că era foarte frig. Sala, așa, undeva la 100 de persoane. Afară, domnul primar, domnul viceprimar, erau în campanie electorală, izolau blocuri din gură, asfaltau străzi, canalizări, cu câte vreo, așa, 50-60 de persoane în spate. I-a durut în cot de evenimentul cultural. Organizat de primărie. Unde primăria era partener. Da. Așa este. Din păcate, cultura nu este sprijinită. Din câte țin eu minte, anul trecut, de 1 iunie, Partidul Mișcarea Populară de la Petrila a fost singurul care a realizat o activitate pentru copii. Da. Am încercat... Am făcut ceva, dar am avut și... Nefiind, îmi dați seama, n-am făcut campanie electorală, nefiind... Avem în partid un maestru al sportului, antrenor de tenis de masă, cu care am vorbit, hai să facem ceva de 1 iunie. Am încercat la sala unde antrenează acolo, dar am avut și un incident. Numitul politic și plătit din bani publici, City managerul orașului Petrila, a venit așa un fel turmentat, nu era așa glumesc, dar acolo ca să disturbe desfășurarea evenimentului, cum că sala ar fi al primăriei, apoi a venit nu știu cine că sala ar fi al lui, probleme cu sala. Bun, am zis, domnule, hai că plătim 2 ore, 3 ore, dar nu putem, copii, să aici 20 de copii erau. Până la urmă, înțelegi, s-a plecat și se pare că totul e a lor. Sălii... Nu mă gândesc că aveau ceva treabă cu acea sală. Noi n-am înțeles prea bine ce s-a întâmplat. Probabil aveau și ceva, pentru că Partidul Mișcarea Populară, fiind la început, a fost singurul care s-a gândit să facă ceva pentru copii. Pentru copii. Noi era campanie, noi am făcut-o, știind că e ziua copilului, am vrut să facem ceva pentru copii, având și acest... domn profesor de sport la noi, prieten cu noi, am vrut să facem ceva pentru copii. Știam că nu se organizează nimic în oraș pe această temă a zilei copilului. Tinerii nu sunt sprijiniți la Petrila, dar nici copiii. Doamne iartă-mă, e ziua internațională a copilului. Păi știți cum e. Știți că copiii nu votează, nu.
Copiii nu votează, asta e problema. Așa este. Aș vrea să-mi spuneți un proiect major pe care îl aveți dumneavoastră din calitatea de candidat pentru primăria orașului Petrila, domnule Andrunache. Un proiect care ar putea să schimbe Petrila. Un proiect cu investitori, văd eu, acest proiect. Proiectele majore, nu știu care ar putea fi. Continuăm cu ce au spus și ei, să facem locuri amenajate special pentru a aduce investitorii. Noi avem și sprijinul europarlamentarului Ciprian Mureșan, care a venit în zonă și ne va ajuta. Ne putem baza pe experiența lui. Și vrem să abordăm, am vorbit și cu Cătălin și cu echipa, crearea de facilități pentru investitori. Nu doar hală și... utilități. Da. Poate scutirea de mai multe... Aici pot să vă dau un exemplu. De exemplu, o firmă de transport. Avem cred că peste 500 de băieți, tineri, plecați și fete, plecați afară șoferi. Șoferi de tir. Da. Transport. La firme mari. Vedem, la Deba sunt firme gen Expedition, sunt multe, nu fac publicitate, dar no, ca să putem să atragem firme de transport, să le dăm niște facilități. Gen, nu știu, poate 5% din combustibilul consumat anual, dacă vine și își deschide aici o bază de minim 50-100 de camioane, de locuri de muncă, 5% din combustibilul consumat anual să le fie returnat înapoi de către stat, de către administrație. Și nu vă spun asta așa, că mi se pare mie frumos. Am lucrat în Italia, la o firmă unde avea sediu în zona Osta, se cheamă. Iar firma asta avea undeva la 150-160 de camioane. La sfârșitul anului îi se restituia 10% din combustibil consumat de aia. Camioane, li se restituia. Și atunci firma, eram angajați pe zona aia, sediu acolo, de acolo plecam dimineața spre alte zone, spre alte orașe. Deci cred că asta ar fi o idee. Și ar atrage. Petrila e oraș mic, nu vin investitorii cum vin la Timișoara, Cluj, zonele unde au și autostrada, au și sunt și aproape de vamă. Trebuie făcut ceva. Trebuie eu să umbli tot după ei. Fondurile europene, cred că am putea să atragem, dacă am vrea, multe fonduri europene. Pentru că este de unde? Da, este și atunci oamenii au de lucru. Dacă se atrag fondurile europene, da, vă este gândiți-vă, de nevoie de cine oameni. Să atragă fondurile europene în Petrila, dacă actualul primar este cercetat, nu știu, niște dosare. Citeam și eu din presă, că a fraudat fonduri europene. Păi dacă el nu poate să atragă niște fonduri europene corect și cinstit, pe ce să ne mai așteptăm? Păi mă duc aminte în 2008, când au fost acele fonduri pentru dezvoltare regională, când s-a asfaltat. Acum toți primarii se laudă că au asfaltat. Au asfaltat pentru că au venit bani de la Ministerul Dezvoltării. Și au asfaltat pentru că este obligația primarului. Da, în 26 de ani nu e foarte mult că ai asfaltat niște străzi. Dar atunci au avut locuri de muncă. Eu am, socrul meu are o benzinărie și multe firme din județ, din Vulcani, veneau și luau combustibil de la noi. A fost o perioadă în care a mers foarte bine economia și în oraș. Este o variantă pentru a face locuri de muncă și a dezvolta orașul, să atragem fonduri europene, pentru că atunci foarte multă lume are și de lucru. Sunt bani care vin din afară și dacă nu-i folosim, ei se pierd. Citeam pe flyerele ce le împart cele două partide, PSD și PNL în Petrila, și citeam așa că actualul primar spune așa, continuăm dezvoltarea Petrilei. Păi, de 26 de ani, dacă el continuă tot așa, închideri de locuri de muncă, incompetență la toate nivelele, păi, tot așa continuăm. Iar la ceilalți citeam așa că ceva de genul că avem secretul dezvoltării orașului. Păi, este un secret? L-au ținut adăpostit 26 de ani. Iar mai este, eu nu știu, mă întreb așa, bun, a avut primarul, actualul primar a fost în PSD până nu de mult, a trecut la PNL, a avut Consiliul Local, majoritate,
a avut viceprimar. Ce i-a oprit să vină cu proiecte, cu idei? Acum s-au trezit că trebuie hale. Da, domnilor, trebuie hale și creată infrastructură. Hale la norme europene, ca să-ți vină investitor. Creată infrastructură. Hale sunt și la Călan. Da, și la câți kilometri de autostradă. Orice investitor, dacă vine, se oprește poate la Călan, dacă nu-i oferi și altceva decât hale. Este prea puțin halele, din punctul meu de vedere. Ce părere aveți despre contracandidații dumneavoastră pentru fotelul de primar și apoi am să vorbesc cu domnul Cătălin despre consilierii locali? Nu mi-am făcut, nu m-am gândit. Eu sunt sigur că putem mai mult ca ei. Din punctul ăsta de vedere, nu e o mândrie, nu e o... Suntem cel puțin la fel de bun ca ei. Poate primarul în funcție are experiență mai multă, dar și noi avem oameni cu experiență, ne putem consulta, avem consilieri, putem să punem consilieri, putem și noi să ne documentăm, știm să citim un buget, știm să cum se fac achizițiile, dar cel mai important este să ai o viziune pentru a dezvolta orașul. Ceea ce ei au demonstrat că... Da, ei au demonstrat că nu prea au această viziune. Noi avem și dorință, suntem tineri, nu știu cât interes mai au ei să... Au pensie, nu interesează, pensia vine și dacă orașul e falimentat. Noi vrem să stăm aici, vrem să locuim în continuare și cred că este un atu pentru noi acest lucru. Dumneavoastră, ce părere aveți despre contracandidații de la Consiliul Local? Cu mici excepții, sunt tot aceiași. De 26 de ani, tot aceiași. Aceeași mărie cu altă pălărie. Da. Îi vedem, se duc de la unul la altul, de la PSD, la PNL, tot acolo. Păi dacă n-au făcut în 26 de ani, ce vor să schimbe de săptămâna ce vine? Bun, nu mai sunt unii, au apărut neamuri, nu știu, tot așa, e o dinastie între primărie, consiliu și administrație, o dinastie care trece de la stânga la dreapta. Din păcate, asta este. Ce părere aveți despre centrul de sănătate inaugurat la începutul acestui an în orașul Petrila? Un centru frumos, european, nu știu, cel mai înalte standarde europene. Nu avem medici, ce da, facem? Da, este un proiect major al fostului primar și se lăuda peste tot cu el. Am fost și noi prezenți la acea festivitate de deschidere și ne întrebăm oare câte locuri de muncă vor fi. Au trecut câteva luni, nu știu de când dăi, și nu avem niciun loc de muncă, deși în Constituție primăria trebuie să garanteze, sau administrația locală garantează dreptul la sănătate. Noi nu avem așa ceva în Petrila, în Petroșani este, dar și acolo este cum este, nu avem, este o criză de medici în zonă și în județ și totuși ei se laudă că au făcut acest mare proiect, deși nu ne ajută cu nimica. Am fost și eu prezentă la inaugurare și am văzut foarte multe mulțumiri, însă nu. Da, asta vreau să vă zic. Am văzut acolo persoane, nu știu, venite de pe la județ, de la Petroșani. Trebuie subliniat faptul că nu era campanie electorală. Da, nu era campanie. Inaugurat înainte de campanie electorală. Am văzut acolo multe persoane care nu au de-a face cu proiectul. Aportul la finalizarea proiectului are Consiliul Local, că de acolo. Și am înțeles că nu primarul a fost inițiatorul și fostul city manager și cu... În fine. Dar vreau să zic așa. Dacă mergeți acum la acest centru, vă puteți lua o tensiune? Nu vă spun eu. Nu. Este gol. Nu o să reușească. Trebuie să făcut o strategie de ca să aducem medici specialiști lipsesc și la spitalul din Petroșani este această criză de lipsă de medici. Nu știu, trebuie să le creăm condiții, gen să li se acorde pământul cu titlu gratuit pentru construcție de case sau apartamente, salarii, că nu-ți vine un medic pe 15 milioane aici în Petrila sau... Eu vreau un plan construirea unui bloc ca să ofere o locuință medicilor, dar credeți că le este de ajuns medicilor o locuință ca să vină în Petrila și să-și facă o familie aici? Nu cred. Dacă nu le stimulez cu un salariu decent, eu propun ceva domnului primar și domnul viceprimar viitor care iasă. Timp de un an de zile să dea salariul
lui la un medic specialist și el să ia salariul medicului care... Bun, la 12 pentru un an de zile își face doctorul pacient, începe, se obișnuiește, plus așa. Dar nu renunță, vă spun. Dumneavoastră sunteți un partid tânăr, un partid nou înființat. Cum vă neglijează această lege care nu a făcut alegerile din două tururi? Eu cred că nu este normal, sincer. Da, nu este normal ca primarul să fie ales cu, nu știu, 30% cât o să aibă, probabil, cam în majoritatea orașelor. Suntem defavorizați. Dacă era din două tururi, sigur, aveam șanse foarte mari, pentru că lumea dorește schimbare și atunci, între doi care au mai fost, ne alegeau pe noi. Am avut probleme și la secțiile de votare, am avut și la... Ce probleme? Nu, partidele parlamentare au dreptul la oameni în secție. Noi ar trebui să fim trași la sorți, acolo nu prinzi la fiecare secție, depinde cum ai norocul. În biroul de circunscripție n-am avut iarăși om în secția, în birou de circunscripție. Legea este făcută pentru partidele mari, în special PNL și PSD. Domnul Andreescu, cum vedeți această situație, această lege? Ce să zic, e o piedică pusă nouă celor mici, că mai sunt partide pe tine la mici, acum la început. Dar, nu, noi sperăm că lumea, nu. Că ne avantajează și piedica asta pusă de lege. Sperăm că buturuga mică se răstoarne carul mare. O vede ce iasă, vedem ce... Domnule Andronache, cum vedeți orașul Petrila după data de 5 iunie cu un avantaj pentru dumneavoastră? Este joi, mai este foarte puțin până duminică, când petrilenii vor merge la vot să pună ștampila. Da, eu sper că lumea va dori și va ieși la vot pentru a vota schimbarea, în special. Și noi vrem această schimbare, sperăm că luni să avem și primar și consilier local în orașul Petrila și vom avea și o strategie pe viitor în care vom dezvolta orașul. Legat de ce se spunea, vreau să mai spun, am trecut de subiect, legat de transparență, m-am uitat pe site-ul primăriei, eu am făcut o strategie de dezvoltare, fiecare primărie trebuie să aibă o strategie de dezvoltare pe 4 ani. Am uitat pe site-ul primăriei, nici nu este publicată această strategie de dezvoltare. Locuitorii nu știu ce are de gând primarul în funcție, ce are de gând Consiliul, cum vor dezvolta ei orașul. Este o problemă, am căutat chiar azi dimineață să mă uit pe site-ul primăriei. Este o problemă cu site-ul acesta primăriei. Aproape orice vrei să accesezi, este o problemă pentru poate... valejuri. Adică administrațiile publice locale nu pun amprenta, nu-și îndreaptă transparența către acest site. Eu vreau să văd care este strategia aceasta pe 2014-2018. Văd aici. Când vrei să accesezi, nu se deschide pagina. Este o problemă, nu știu, poate domnul primar nu știe, a angajaților, poate dar... trebuie să fie o problemă. Da, poate așa se dorește, să nu se știe ce vom dezvolta. Sau nu vom dezvolta nimic în orașul Petrila. Domnule Andreescu, cum vedeți orașul Petrila după data de 5 iunie, indiferent de rezultat? Sper să-l văd altfel decât arată acum. Sper să-l văd cu o nouă generație de politicieni, de consilieri, primar. Fiind un partid tânăr, eu sper că vom reuși. Nu suntem murdari, suntem onești, corecți, nu avem nicio temere că vom reuși. Domnule Andronache, o ultimă intervenție. De ce să voteze petrilenii Partidul Mișcarea Populară? Pentru că este un partid nou, asta vreau să le spun la cei care vor veni la vot și îndemn pe toți să vină la vot, în special tinerii, să ne voteze, pentru că suntem tineri, suntem dintre ei și vrem schimbare. Nu, cum spunea Robert Turcescu, a fost întrebat de ce este mai bun, nu fur. Noi nu furăm, nu acuz pe nimeni că a furat,
dar nu avem grupuri de interese, nu avem oameni în spatele nostru care să ne preseze, fă aia, dăm funcția aia. Noi vrem să scoatem toate posturile la concurs, să fie ocupate pe criterii de competență și, cum spunea Copos, am și data trecută la emisiune am încheiat cu acest citat din Cornel Coposu, poate că era mai bine să fie el după Revoluție. Pentru ca să fii un primar bun sau un politician bun, trebuie să te devotezi intereselor publice. Noi asta vrem să facem, nu avem interese, ni s-au propus tot felul de alianțe, de... Nu este ocazia să spun acum, dar nu avem aceste interese, nu vrem nimica, nu vrem posturi, noi vrem să trăim în orașul Petrila, să locuim în orașul Petrila în continuare și pentru aceasta ne devotăm locuitorilor din oraș. De aceea îndemn pe toți să ne voteze pe noi, suntem tineri și suntem liberi și vrem să facem ceva pentru orașul Petrila. Domnule Andreescu, de ce să voteze petrilenii primarul și consilierii locali de la PMP? Pentru că noi n-am făcut parte din Partidul Comunist, n-am trecut prin mai multe partide, pentru că suntem tineri, am lucrat în domenii, în multe domenii, avem contracte cu statul, cu primăria, vrem să schimbăm. Pentru asta, că vrem să schimbăm. Vreți să schimbați și să puneți în mișcare Petrila. Da, vrem Petrila în mișcare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și vă urez succes. Dragii mei, rămâneți alături de Capital TV, continuă maratonul emisiunilor electorale.